Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA, la un nou video. Sper că v-ați relaxat, încă este duminică și sper că ați avut o zi frumoasă, ca și vremea de afară, căci începând peste câteva ore va începe o săptămână de trading și sper să fiți relaxați, odihniți și cu mintea limpede și evident să sperăm să câștigăm, să avem o săptămână foarte, foarte bună din punct de vedere al trading-ului și al câștigurilor, evident. Voi continua să fac câteva analize, dar înainte de asta vreau să citesc ce mi-a scris. Așa, apropo, dacă vă va plăcea acest video, vă invit să dați un like. Încă de pe acum am primit un mesaj că să reamintesc chiar la începutul videoului să dați like, că după aceea acea persoană uită și vrea să-mi dea like. Așa că o să fac acest anunț acum. Cine va dori să îmi dea un like, să o fac acum. Dacă vă place video undeva la începutul acestui video, vai, pe aici aveți pe un buton abonează-te. Și Alis, bună, Răducu, ai transmis informații bune, de mare finețe, pentru ce înțelege, mulțumesc, Alis. Din păcate, piața de SUA și lipsa de timp sunt mai mulți investitori pe termen scurt, mă folosesc semnale. Foarte bine. La un moment dat poate te vei dedica mai mult și vei câștiga și mai mulți bani și vei face o meserie din trading, vei deveni un business trader dacă vei investi și timp și bani și evident și educație. Fără educație de analiză tehnică nu ai nicio șansă să supraviețuiești pe orice fel de piață. Te rog să faci meta. Da, voi actualiza și fostul Facebook-ul. Aștept surpriza, eu sunt aici. Da, cât de curând, pregătesc un program. Dar hai să nu vorbim acum despre el, totul la momentul potrivit, în care voi ajuta foarte, foarte multe. Eu sper să nu meargă sunorul. Da, perfect. Bun. Daniel, salutare, duc cu sănătate și împliniri. Doamne ajută, Codrin, mulțumesc mult. Mulțumesc și eu că mă urmăriți. Și dacă mă urmăriți pe YouTube, vă reamintesc că am deschis un profil de Facebook. Observați acest cover, numele meu și trader la piața Forex Crypto SUA și BVB. Acesta sunt eu, unde zilnic postez analize pe piața SUA, Forex, Crypto, Bursa de Valori București. Și vă invit să mă urmăriți mai și aici, în special pe Facebook, pentru că voi posta în fiecare zi și mult mai des decât o fac pe Facebook, pardon, pe YouTube. Ați văzut că deja ușor, ușor îmi creez timp. Opa, dar nu știu ce am făcut aici. Stați o secundă, cred că am greșit, da. Ce vreau să spun, ați observat că ușor, ușor îmi creez timp să fac videouri mai dese, dacă înainte făceam cam la o săptămână, o săptămână și ceva, deja am 9 zile, 4 zile, zic eu că e bine. Dacă azi este, încă mai este duminică, sper să mai fac un video cumva miercuri sau joi, astfel încât în fiecare săptămână măcar să am două videouri. Așa îmi propun, dar cu siguranță pe pagina de Facebook sunt activ mult mai bine. În acest motiv vă rog, cine dorește evident, să dea să ceară prietenia și evident o voi accepta. Și aici putem dialoga mai des, sunt mult mai activ decât pe YouTube, care mi-a foarte mult timp să fac un video, pe când a posta mea câteva secunde. Eu oricum fac analize pentru mine zilnic și le mai postez pe Facebook, dar ca să fac un video este mai greu, ca și din punct de vedere al timpului. Mi-a cel puțin jumătate de oră, o oră pregătitul, mă rog, video-uri, softul, încărcatul. Bun,
Hai să mergem direct la ale noastre. Deci vă invit să devenim prieteni pe Facebook. Și haideți să începem analiza. Hai să mergem de jos în sus. Dacă tura trecută am plecat de la Apple, acum o luăm de la Tesla. Nu le analizăm pe toate, doar câteva. Și observăm că hai să punem aici ca să vedeți că este Tesla, da? Mă aștept pe, dacă prețul pe Tesla, pe graficul de 4 ore, nu trece de 151. Și iată, dragă Alice, dacă tot tranzacționezi, ești investitor pe termen mai scurt, iată că voi face analize doar pe 4 ore pentru a vedea cumva o traiectorie, măcar vânez, nu știu, 10, 20, 30%, wow, 50%, zic eu că este bine să marchezi profitul. Deci, dacă prețul nu trece de 151, mă aștept ca Tesla să urce undeva spre 240-50, pentru că s-ar putea să intrăm într-un alt ciclu, ceva de acest gen. Hai să și etichetez style wave. Hai să schimbăm culoarea, prea mult verde. Hai să punem lila. Da, așa m-aș aștepta pentru această săptămână pe Tesla ca și scenariu. Bun. Nike. Nike se pare că aici am două scenarii, fie valul 4 s-a finalizat la, hai să vedem la cât. ...116, dar și prețul din această zonă, dacă nu trece, dacă nu coboară sub 116, are toate șansele să urce spre 135-136, dar dacă prețul trece sau coboară sub 116, am avea un pattern, un val 4 mult mai complex, ceva de acest gen. Totul depinde de piață și 4 îl voi pune aici. Și aici vă mai pune încă un alt, mă rog, o secundă, punem culoarea roșie, nu mai știu ce grad avea, minor, așa, da, da, și vom vedea dacă, și numai dacă prețul va coborâ, dacă el în această zonă va începe să urce, avem semnal de long, atunci rămâne evident scenariul prim, cu val 4, pardon, val 4 aici și prețul va începe să urce, putem să avem 1, 2, pardon, 3, 4, 5, 2 nu este acolo, este aici, vom debifa. Dacă toată lumea știe ce ar face piața, cu toți am devenit miliardari. Întrucât nu știm atunci exact, eu consider că piața este asemenea unui joc, tradingul este asemenea unui joc de șah, în care mereu trebuie să anticipezi mișcarea adversarului, în cazul nostru prețul, și în funcție de ce face prețul, știm ce va face, ce va face și noi. Și atunci noi creăm scenarii, mari jucători, mari campioni ai lumii la șah au capacitatea de a gândi cu 4, 5, 6 mutări înainte, tot felul de scenarii, dar cu 4, 5 mutări înainte ale adversarului. Nu întâmplător sunt campioni mondial, nu? Bun, deci ați reținut pe Nike dacă prețul nu coboară sub 116, dacă ar coborâ s-ar duce undeva prin această zonă, dacă nu, de aici ar crește frumos și am câștigat bani de bani pe acest long. Netflix-ul
am un val 5, avem după o creștere destul de mărișoară, chiar mare, hai să punem un grad mai mare aici, punem intermediar, punem culoare albastră. Da? Avem A, B, C, B format din C, poate că prețul va mai urca puțin, dar aici mă aștept la un short destul de mare pentru a închide valul C și de-abia de aici m-aș aștepta la un long frumos, pentru că aceste 5 valuri cu albastru închide un val și mai mare. Haideți să vi-l și arăt. Asta face parte din teoria ele, dar nu vreau să vă zăpăcesc pentru că e destul de complicat și dacă nu înțelegeți din prima, tindeți să învățați prost și nu vreau eu acest lucru. Din acest motiv sunt cât de cât, cât mai reținut în a face analize mai complexe. Mai mult vă arăt săgeata, chiar dacă eu mai pun aici o cifră, o literă. Bun, deci ați reținut, mă aștept ca să închidem mâine, mă rog, încă este 23, 50, 45 duminică, dar mâine, poimine, să închidem valul C, posibil să facem un dublu top, cine știe, da, dar undeva până în această zonă mă aștept la o cădere pe Netflix. Nvidia... Aici am buchițit eu mai mult, în mod normal trebuia să le las pe graficile de o oră, unde avem semnal mai clar, nu așa. Uite că nici nu vrea. O să las așa, că visibility 4 ore, nu, 3 ore, da. Ne încurcă la analize, setting 4 ore, nu, 3, da, nu le văd. Da, aici o să las și pe această companie. Eu zic că suntem, aici avem un ABC, la fel un ABC, valul 4, 1, 2, 3, 4. Ea spune că mâine, poi mâine, vom urca și noi, mă rog, noi ca și companie, va urca această companie undeva să închidem valul 5 din 5 și de-abia de aici ar trebui ca prețul să urce. Ia să vedem, uite, un număr rotund ar fi aici la 300, mult vânat de traderi profesioniști, aceste numere rotunde. Hai să punem o linie, poate aici, poate mai sus, dar undeva prin această zonă mă aștept la o cădere. Punem culoarea roșie, da? Aici hai să punem ceva neutru, că de roșu ne-a cam săturat. Ce să punem? Hai să punem un lila. Bun. Hai să mai luăm încă, hai să luăm Microsoft și Meta și gata pe această analiză. Observați corecțiile, deci val impulsiv, corecție, val impulsiv, corecție, val impulsiv, corecție, val impulsiv. Ce urmează, dragii mei, acum? Ați intuit bine, urmează o corecție. Și de aici un long. Evident că va mai continua această val impulsiv, iar corecție închidem valul C și apoi vom coborâ. La cursul de Elliot, când îl voi preda, voi insista foarte mult pe desfășurarea unui trend și cum îl etichetăm, dar deocamdată nu vă zăpăcesc, deci vă arăt doar direcția. Deci pe această companie mă aștept în zilele următoare, după, nu neapărat să închidem gapul, dar măcar până la această zonă, zic eu, prețul să coboare și apoi să urcăm probabil spre 340. În mod normal, valul A egal cu valul C, dar mai discutăm când prețul va începe să urce. Și ultima pe astăzi, la rugămintea lui Alice, fostul Facebook. Din punctul meu de vedere, avem un mare val 4 care se subdivizează în alte 5 subvaluri și avem subvalul 3, subvalul 4.
și probabil fie prețul va crește, fie va mai merge în lateral, dar la un moment dat prețul va urca spre a închide acest subval verde, acest subval 5, da, și mai închidem și încă un 5 mai mare. Și ați observat că toate companiile analizate până acum, prețul va urca și apoi vor cădea. Nici Meta nu se dezice și mă aștept undeva pe la 260-270 și ea să facă o corecție, pentru că Meta a crescut de la 86 până pe la, știu eu, acum e o 245-260-70, un 200%, zic eu că după o creștere 200% prețul a trebuit să facă o corecție, o așteptăm. Cine poate ca și mine să shorteze este binevenit, pentru că se pot câștiga bani foarte mulți pe short. Cine este pe spot, asta este, trebuie să aștepte probabil undeva 160 și de aici să urce. Dar cam aveți de așteptat. Culoarea verde. Da, pentru că intrăm într-un val corectiv și valul corectiv de regulă e format din mai multe subvaluri și de regulă e perioadă haotică în care cumpărătorii și vânzătorii își încordează mușchii care mai tare. Și valul corectiv durează foarte mult timp și pierderi de și timp și poate și bani că stai pe loc. De aceea se recomandă, sau eu cel puțin întotdeauna, când știu că apare un val corectiv, întotdeauna ies, pentru că prețul poate sta mult pe loc și prefer să investesc banii în alte companii. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest video. Am analizat chiar câteva companii. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Săptămâna asta cu siguranță voi continua ori miercuri, ori joi dimineața, ca să aveți joi și vineri, și sper să am timpul necesar de a face câte două videouri. Sper că din 486 abonați să vizualizați mai mult ușor, ca să am și eu să-mi deschid sufletul către voi și să fac mai des, că dacă văd că am vizualizări și vă ajut cu acest fel, evident că îmi creez eu cumva timp și pentru voi, dar dacă nu văd că nu este cerere, îmi văd de ale mele și mă duc acolo unde sunt încăutat. Bun, deci nu uitați, dragii mei, cine doriți să deveniți prieten pe Facebook, pe acest profil, cu această poză, cu acest cover, cu 324 de prieteni deocamdată, cu autobiografia, da? Pentru că sunt mai mulți de Ursul Răducu, inclusiv eu mai am un profil de Răducu Ursul pe Facebook, dar nu în continuare, deși am anunțat pe toate cele patru canale de YouTube să deveniți prieteni, să-mi cereți prietenia pe acest profil, în continuare primesc cereri de prietenie pe celălalt, care nu are nicio treabă cu tradingul, ci mai mult de dezvoltare personală, de analiza destinului. Deși sunt foarte clar cu această poză și cu descrierea mea și aici numai grafice, 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 și totuși în continuare voi îmi cereți dincolo prietenia. Da, bun, cam acestea fiind zise, nu pot decât să vă doresc o săptămână absolut superbă și plină de bani și ne revedem cu bine la următorul meu video, ori de miercuri, ori de joi, așa mi-am propus. Toate cele bune până atunci și vreau să-mi scrieți în comentarii pe ce ați mai intrat, cât, mă rog, ce probleme v-ați confruntat, să creăm așa o comunitate de trader activ atât pe profilul, pe pagina, pe canalul meu de YouTube, cât și pe profilul meu de Facebook, unde, repet, o să postez în fiecare zi câte o analiză. Bun. Toate cele bune.